Iese bine! Oh, ce faci, Liam? Arată bine! Mersi! Acum arată bine și e și gustos! Ups! Ah, e amuzant, nu-i așa? Ce zici de asta? Liam, termină! Deci așa vrei să procedăm, a? Chiar îți stă bine cu roșu? Până aici! Nu, iar! Ia de aici! Ai încurcat-o, Liam? Asta-i tot ce poți? Există o singură soluție! Arată-mi ce poți! Ha? Unde suntem? Asta nu e clasa! Gata cu școala! Ura! Îl vezi? Pare delicios! Mmm, un burger suculent! Face mișto de noi acum! Câtă cruzime! Ne dați și nouă? Din asta? Nici gând! Mai degrabă faceți-vă voi unul! Ok, pot să fac asta! Cred că m-am îndrăgostit! O să încerc! O să încep cu roșia! Asta e partea ușoară! E un început bun! Acum trebuie să aștept să se gătească! Wow, uite ce de bule! Trebuie să întorc! Mmm, miroase bine! Am clătita chiflă! Hai să așezăm ingredientele, apoi punem deasupra o altă chiflă! Știi ceva? Arată chiar impresionant! Aș prefera unul real! Mmm, ce bun e! Un pariu că e... Nu mai saliva! Ha? Eu? Sau să dai cu mopul! Ah, da, nicio problemă! O să încep prin a desena un pătrat! Apoi o să-l umplu! O să fac niște linii apropiate! Aproape am terminat! Asta o să fie brânza! O punem pe chifla mea! Și acum restul burgerului! Și o să pun deasupra cealaltă jumătate de chiflă! Arată bine! Sunt impresionată! Mmm, delicios! Ah, ați terminat! A lui Liam e mai reușit! Glumești? E o decizie tare simplă! Da, ei bine, eu o să-l savurez pe ăsta! Mmm! Ești invidios? Nu! Ah? Corect, e din plastic! Ce păcat! Hmm, acum mă simt prost! Poate că ar trebui să-i dau și lui Liam să guste! Ce? Mersi, frate! Așa mai merge! Serios? Ce e? Nu mai contează! Frate, ce bine miroase! Ce pictură grozavă! Uh-oh, e nasol! Dați-vă din calea mea! E urgență! O fi ok? Hei, nu mai râdeți! În timp ce sunt plecat, desenați o toaletă! Ok, o să fie distractiv! Nu cred că e prea greu! Prima parte e gata! Acum pot să desenez colacul! Apoi o să fac vasul de toaletă! E timpul să-l umplu! Nu trebuie să depășesc conturul! Nu vreau să o dau în bar acum! Arată bine! Cred că e cea mai plăcut mirositoare toaletă din lume! Colacul! Îmi place! E aproape gata! Acum așteptăm să se gătească! Cred că pot să întorc! Wow! Ia uite! Toaleta mea e gata! Ți-a luat ceva? Asta-i tot? Serios? Ce are? Serios? Îmi place! Stai puțin! Îi lipsește ceva! Acum e mult mai ok! Nu fi rea! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Pot să-i mulțumesc lui Lizzie pentru asta? O să desenez emoji-ul în formă de răhățel! Arată grozav! Trebuie să-l colorez! O să folosesc o nuanță mai deschisă pentru contrast! Mmm, zici că e înghețată! Dar n-aș mânca așa ceva! Ok, e timpul să fac ochii! O să desenez niște ovale mari și o să le umplu! Arată grozav! Uite, Lizzie! Sunt impresionată! Iu, să nu se apropie nimeni de toaletă! Uite acolo! Ce ziceți? Îmi trezesc amintiri, mai ales al lui Liam! Tu ai câștigat! Bravo, amice! Nu! Eu mi-am dat ideea aia! Poți să iei tu chestia asta! Arată bine! Nu-i amuzant, Liam? Trebuie să iasă perfect! M-am plictisit! E gata? Ahem, Lizzie,
perfecte pentru tine! Sper să-ți placă! Da, sigur! Am făcut-o special pentru tine! Dă-mi-o! E uimitoare! Efectiv, ți se face rău! Poartă-te normal! Măi, copii, cum sunteți voi? Asta arată bine! Faceți-mi o înghețată! Imediat! O să încep cu un triunghi! Ăsta o să fie cornetul meu! A fost simplu! O să mai fac iar conturul! O să arate mai bine! Apoi o să fac niște linii! Mi s-a făcut foame! E timpul pentru înghețată! Îmi place cea de vanilie! Uite o cupă mare de înghețată! Are nevoie de niște sos de căpșune! Pot să umplu zona asta? Aproape am terminat! Așa, arată grozav! E rândul meu! Nu ar trebui să fie dificil! O să folosesc o nuanță mai deschisă de aluat de clătite pentru cornet! O să umplu spațiile goale! Acum pot să desenez înghețata! O să aleg aroma de căpșune! Apoi o cupă de vanilie! E perfectă! Și o să-i pun și o cireașă în vârf! O să aștept să se gătească! Pare făcută! Pot să întorc! Ia uite! E timpul pentru jurizare! Vreau să o ling! Ia uite! Îmi plac ambele! E egalitate! Nu se poate! Bravo! Felicitări! Mersi pentru îmbrățișare! Bun, am chef de clătite! Miroase bine aici? Pot să adaug un strop de culoare aici? Vai, e atât de drăguț acum! Hei! Ce e în neregulă cu tine? Ketchupul nu și-are locul aici! Și acum e peste tot! E doar vina ta! Acum suntem amândouă pline de ketchup! Nu mai vorbesc niciodată cu tine! Fatelor! Hei! Terminați imediat! Uitați cum arată bucătăria mea! Nu e vina mea! Ea a fost! Știu ce o să vă determine să vă înțelegeți! O provocare artistică din aluat de clătite! Să facem! Și ce urmează? Ne întoarcem la elementele de bază! Forme? Știu ce să fac! Ia uite câtă încredere! Privește și învață! Mi-a venit o altă idee! Clar pot să fac și eu asta! Vezi? Arată la fel! Oarecum! A mea de ce n-arată ca a ei? Cum de Naomi știe ce face? Nu pot să mă dau bătut acum! O să continui! Sunt impresionată! E greu să o văd înainte de marea întoarcere, dar răbdarea e cea mai importantă! A ei e mult mai reușită ca a mea! Nu fi atât de sigură! Dar a lui Naomi chiar arată bine! Și de asta ea e câștigătoarea! Sunteți pregătite? Știți fața asta? Kevin? E o capodoperă! Ce mai faci, draga mea? Astea sunt pentru tine! Iubire adolescentină! O fată poate doar să viseze! Aș putea să-i desenez zâmbetul și somn! Dar o să poată fi reprodus printr-o clătită? Depinde doar de artist, nu-i așa? O inimă! Să trecem la următoarea culoare! Situația devine interesantă acum! Inima asta e plină de iubire! Dar care o să fie mai apetisantă? Aproape am terminat! Asta a fost făcută cu multă iubire! Abia aștept să văd rezultatul!
Hai să le întoarcem! Și întoarcem! Super! Ambele arată foarte bine, fetelor! Sigur, le-ați făcut din inimă! Dar pot să aleg doar una? Sau le aleg pe ambele de data asta? Chiar e o dulceață, nu-i așa? Sunteți gata, fetelor? E timpul pentru unicorn! Faceți-vă treaba! Să fac cornul mai întâi? Cred că o să improvizez! Cu o mână fermă, ce-ar putea ieși prost? Ah, ar trebui să mă apuc! E prea devreme să vezi care e mai reușită! Dar sunt două abordări diferite! În orice caz, clar se întâmplă ceva magic! Ok, încep să se contureze acum! Îți dai seama ce sunt? Ah, încă o treabă! Niște culoare ar trebui să aducă la viață chestiile astea! Ia uite ce nuanțe superbe! Da, arată super bine! Clătita mea e mai reușită, totuși! Clar e diferită! Și acum umplerea de final! Da, e aproape gata! Dar mi-ar mai trebui ceva! Stai! Nu pot să o las pe ei să câștige! Gata! Hei! Ce faci? Cred că m-am împiedicat! Hei! Simți mirosul ăla? Clătita mea! Să arste tot! Hai, frate, e distrusă complet! Terminați! Mă simt cam prost! Aș putea să o întorc pe mea? Hei, tot arată bine! Stacy e cu siguranță câștigătoare aici! Ce părere ai, mamă? Aia e groaznică! Deci, Stacy e câștigătoarea! Naomi? A fost o provocare artistică tare creativă! Care a fost artistul tău preferat, Lizzie sau Liam? Răspunde-ne în comentariile de mai jos! Și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive!